Bună, Scorpion, și bine ai venit la citirea ta pentru următoarea săptămână, 20-26 decembrie. Menționez că această citire este valabilă atât pentru cei din Zodia Scorpion, cât și pentru cei cu Luna, Ascendentul, Nodul Nord sau multe planete pe astrogramă natală în semnul scorpionului De asemenea, pentru cei interesați de cineva cu aspecte marcante pe scorpion Sunteți bineveniți la această citire Este o citire generală, iar dacă rezonează cu voi Vă invit cu drag și la partea a doua, care este mult mai mănunțită În care iau la bani mărunți fiecare aspect pe care îl vedem aici Care o să iasă în citire cu ajutorul cărților din tarotul țigănesc Și vedem exact despre ce este vorba Vedem exact ce se întâmplă Uh, mai am anunțit pentru voi în următoarea săptămână, însă e nevoie să fiți membri ai acestui canal, e nevoie să vă alăturați. E un abonament de 19,99 lei pe lună. Am lăsat acolo un link în descriere, un link în primul comentariu pentru mai multe detalii. Uh, aveți acces toată luna pentru toate zodiile, da, pentru toată lumea. Sunt filmări dedicate membrilor activi ai acestei comunități, persoanelor care susțin acest, acest canal. Bun, și dragi scorpioni, aș și sărit la voi un cart singur, nu m-a lăsat să-l aleg eu. Și este cunoașterea de sine. Foarte frumos. O săptămână în care o să aflați niște lucruri fantastice despre voi, care vă vor face să vă respectați mai mult, să vă iubiți mai mult. Numărul 2, foarte important pentru voi, iarăși în această săptămână, poate în 2 e mai ușor, împreună cu cineva se rezolvă lucrurile altfel. Poate fie ora 2, nu știu, toată săptămâna foarte intensă, de acum până la finalul lunii decembrie, adică până la finalul anului. Numărul 2, iarăși, poate să mai însemne, nu știu, un număr de la o stradă, un număr de la o casă un număr pe care îl vedeți pe tricoul cuiva, pe haina cuiva. Sunteți indeciși, nu știți ce să alegeți. Vedeți numărul 2 după el. Bun. Culoarea mov, culoarea alb, lila și culoarea portocaliu sunt culori iarăși foarte importante pentru voi în această săptămână. Puteți să le purtați, puteți să alegeți cadouri care să aibă aceste culori de asemenea. Și e o săptămână în care o să aveți foarte multă intuiție, dragi scorpioni foarte multă intuiție și o săptămână în care o să vă crească așa energia vitală atunci când veți cunoaște anumite lucruri despre voi, lucruri extrem de profunde și frumoase. Arhanghelul Gabriel este cel care vă oferă acest dar de cunoaștere de sine și este cel căruia îi puteți aprinde o lumânare, puteți să o rugăciune pentru a-i cere ajutorul. Mesajul de la el este în felul următor, este un dar către voi, te ajut să cunoști natura ultimă și dumnezeiască a propriei tale ființe, să urmezi mai mereu înțelepciunea tainică a inimii și să manifesti plenar respectul de sine. Foarte frumos acest mesaj, deci este o săptămână în care o să vă înțelegeți mai bine emoțiile și o săptămână în care o să dați dovadă de multă înțelepciune și poate chiar o să începeți să vă respectați mai mult. Bun, dragi scorpioni, mergem mai departe cu un mesaj mai lumesc așa pentru voi din acest uh, oracol. Cele patru legăminte. Și aveți așa abandonează-te și detașează-te de trecut, fă întotdeauna tot ce-ți stă în putere, de câteodată facem, dar suntem atașați acolo un trecut și facem ceva în prezent, dar energia tot în trecut se duce. E bine să fim aici, în prezent, pe ceea ce facem și o să vedeți cât de multe o să înțelegem, cât de multe o să vedem, cât de multe lucruri o să conștientizăm. Dacă suntem ancorați aici în momentul prezent, că aici se duce și energia. Dacă suntem mereu cu gândul în viitor sau în trecut, Cam acolo rămâne și cu spiritul cum s-ar spune Spiritul nostru acolo este în trecut sau în prezent și dacă nu e în prezent, nici nu este mare lucru. Nici pe dragoste de asta și pe zona aceasta nu știu de ce îmi vine să vorbesc de dragoste, că eu nu prea vorbesc așa mult de zona aceasta, dar chiar și pe dragoste, că uneori am rămas cu inima la cineva din trecut și cu gândul și tot ne mai gândim pe acolo, dar vrem să apară ceva nou, trebuie să ne detașăm, trebuie să vindecăm mai întâi și apoi să apară ceva nou, dacă ca lumea că așa poate să apară o aventură, poate să apară un pansament, dar nu e nevoie de așa ceva că mai bine e singur decât într-o companie proastă. Eu cel puțin așa consider. Chiar dacă e mai radical, dar voi mă înțelegeți că și voi vedeți viața în alb și negru ca și bine că și eu uh, scorpion, mă rog, pe altă parte, nu cu soarele, dar la câte planete am pe acolo, e bine. Bun, dacă viața te-a privat de ceva, renunță să te mai cramponezi de lucruri respectiv. Păi așa când nu e locul nostru pe acolo, ni se pune în un zid și în un zid și în un zid și noi nu înțelegem și tot, și tot dăm cu cap, spargem zidul, eventual sărim peste el, suntem supărați și dacă reușim să-l spargem, vedem că e vreo prăpastie pe acolo. Și unii e posibil chiar să rămânim acolo cramponați de zidul ăla să nu vedem că, domnule, stai așa că mai este cale și prin stânga și prin dreapta și prin sus și prin jos. Mai sunt și alte puncte cardinale, nu-i nu, -i, da, nu -i numai acela pe care îl vedem noi. Atunci când te abandonezi și te detașezi de trecut, tu îți acorzi permisiunea de a fi plenar viu în momentul prezent. Detașarea de trecut îți permite să te bucuri de visul pe care îl experimentezi acum. Da, păi, momentul prezent, nu știu, foarte rapid trece în trecut. Și timpul nostru e atât de valoros încât. Dacă nu trăim din inimă și dacă nu facem ceea ce ne place, ceea ce ne spune inima. Cam. E dificil să ne bucurăm de viață ca să nu zic altfel. E bine să experimentăm tot ceea ce se întâmplă aici și acum. Vedeți, sunt niște păsărice aici care tot. Trecutul în urmă tot ce n-a mers la noi. Bun dragi scorpioni, mergem mai departe cu ajutorul cărților din tarotul mitologic vreau să analizăm relația dintre voi și o anumită persoană sau relația dintre voi și ceilalți la modul general vorbind. Hai să vedem exact despre ce este vorba. situația, asul de băte, ce gândiți voi, regele de cupe, ce simțiți voi, patru de băte, la baza manifestărilor voastre, marele preot, wow, în exterior, diavolul, ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți puterea, ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți doi de spade, Energia generală, dragii mei scorpioni, 5 de bâte, Bun. Păi, în primul rând, aici la voi vă spun că e o săptămână intensă, o săptămână cu ciocniri în egală măsură, o săptămână în care vin tot felul de provocări din exteriorul vostru, umbre ale trecutului, umbre ale unor lucruri care nu s-au decis. E un moment în care. E bine, dragilor, să mergeți pe intuiție și să dați dovadă celorlalți. E o săptămână în care să știți că sunteți protejați orice s-ar întâmpla. Abia aștept să dau extensii în partea a doua. 5 de bâte. 5 de bâte ca și energie generală. Aici vorbește despre o persoană care se luptă cu un balaur, care se luptă cu ceva anume. Unii poate chiar vă luptați cu un balaur, alții poate sunteți invitați să faceți parte ca aliat pentru cineva într-o luptă, dar nu-i lupta voastră. Viața parcă vă provoacă în această săptămână și vă face să găsiți niște strategii cu totul diferite și poate chiar să vă căutați aliați, că în 5 de bâte ca să învinși trebuie să-ți cauți aliați. 5 de bâte iară să știți că poate să însemne aici și o discuție în contradictoriu pe care o aveți cu cineva. Voi aveți o părere, altă persoană are altă părere și acum trebuie să ajungeți într-un punct de mijloc pentru că apare un as de bâte. Asul de bâte vorbește de a acționa într-un mod diferit, de a acționa într-un mod nou, de a-ți urma pasiunile. Se aprinde o flacără într-o relație, într-o situație, se aprinde o speranță într-o luptă pe care ați dus-o. Asul de bâte iarăși, poate să vorbească aici despre uh, un moment în care pasiunile ies la iveală. Unii posibil chiar să. Să se reaprindă flacăra aceasta a discuțiilor în contradictoriu cu cineva anume, cu o luptă aici, o luptă în care cineva vrea să câștige, dar e un moment în care e bine să mergeți pe intuiție, atât voi cât și cealaltă persoană sau ceilalți, pentru că nimeni nu știe cu adevărat tot ceea ce se petrece, ca să spun așa. Adică informațiile fizice nu le aveți nici voi, nici cealaltă persoană. Așa că mergeți pe intuiție, dragi scorpioni, că e mai bine așa. La lumina lunii, fizic vorbind, ochiul nostru nu percepe multe lucruri. În schimb, simțurile noastre sunt la cote maxime, că na, ochii nu văd foarte bine și atunci se ascult alte simțuri. Bun. Ce gândiți voi? Regele de cupe aici văd. Regele de Cupe vorbește de un moment în care sunteți gânditori la pace, la înțelepciune, poate aveți de-a face cu un bărbat mai dulce, mai iubitor, iar în zona trecutului, o săptămână în care trecutul bate la ușă la voi, o persoană din trecut. Sunteți gânditor la o persoană care nu prea comunică cu voi sau nu prea a mai comunicat de mult. O săptămână în care unii scorpioni, posibil chiar să fiți foarte. Foarte gânditori la o țară sau la un loc cu mai multă apă sau cu multă umezeală pentru unii scorpioni. Poate un loc, nu știu, care are un nume feminin, nu un, un, un nume masculin, îmi cer scuze. Uh, mă gândeam acum că pentru unii, nu știu, poate aveți ceva de rezolvat, poate pe zona medicală, pe zona vindecării, poate chiar avea legătură cu zona creativității, cu zona muzicii, de ce nu. Ce simțiți voi patru de bâte aici, vă simțiți foarte siguri pe emoțiile voastre și văd că sunteți așa pe construcție, vreți să construiți ceva, vreți să puneți bazele la ceva mult mai stabil, o relație se stabilizează, sentimentele voastre devin mult mai sigure față de cineva față de ceva față de un domeniu de activitate față de o relație de o situație. La baza manifestărilor voastre aveți marele preot. Care dragii mei, scorpioni vorbește în acest context de un grup de oameni care este foarte important pentru voi, dar și de un moment în care aveți un rol de vindecare pentru ceilalți sau pentru o anumită persoană. Pentru că v-am spus, în jurul vostru o să apară niște provocări pe care părerea mea aici ar fi să le tratați strict și la obiect. Adică să încercați să dați exemplu, să îi ajutați pe ceilalți prin propriul vostru exemplu. Că până la urmă dramele lor nu vă aparțin, lucrurile lor nu prea vă aparțin. Marele preot vorbește despre faptul că e o săptămână în care sunteți protejați, o săptămână în care puteți să predați lecții de viață celorlalți, iar și o persoană care este ca un profesor, ca un mentor pentru voi, iar așa ar putea să aibă un rol foarte important, ca un duhovnic, nu știu. În exterior aveți diavolul, dragii mei scorpioni, Aici să știți că e o săptămână în care o să aveți parte de, de tot felul de jocuri din partea cuiva. E o persoană sau persoane care ori au tot felul de dependențe, de frici, de. Uh, nu știu, probleme din acestea cu manipularea, cu controlul, ori pentru unii scorpioni e o persoană care încearcă așa sau. Da, cineva care încearcă să vă facă să dansați după cum cântă. Acum, poate ceilalți se gândesc că prin comportamentul vostru ați vrea să manipulați de, de nicio o cum cu marele preot aici nu chiar nu, nu văd așa ceva. E bine să aveți grijă la tot felul de lucruri care apar în jurul vostru, tot felul de tentații aici, dar oricum ar fi, chiar dacă intrați în contact cu ele, să vă ciocniți așa ideile și tot e tocmai pentru a reuși să vindecați, să eliberați pe cineva anume, să ajutați. Poate tocmai din acest motiv sunteți încă, da, cu gândul undeva în trecut că nu v-ați îndeplinit misiunea. Sau din acest motiv trebuie să mergeți să faceți ceva anume pentru că nu ați îndeplinit misiunea atunci. Acum fiind o săptămână sfântă, se întâmplă tot felul de minuni. Chiar o săptămână în care e posibil să vă dați seama de puterea voastră adevărată. Ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți? Puterea, așa cum spuneam, o arcană majoră. Și aici aveți o persoană ușor geloasă sau o persoană care o să inițieze niște lupte de orgolii. E posibil persoanele din jurul vostru să aibă foarte mare încredere în voi. Poate chiar discutăm de persoane foarte puternice cu care intrați în contact, persoane extrem de apropiate vouă. Pentru unii v-am zis, poate fi vorba și de o luptă, așa care se dă aici. Voi, voi vă faceți planurile foarte bine puse la punct, acolo vă pregătiți pentru o călătorie, pentru ceva important, pentru zona sărbătorilor, dar pentru voi nu e ceva așa carnal, e ceva mai altfel, mai spiritual, mai special. Nu vă gândiți, voi, doar la mâncare și la băutură. E o persoană care o să încerce să învingă ceva anume, să câștige ceva anume, însă într-un mod diferit față de cum a făcut-o până acum și acest aspect parcă vă oferă mai multă siguranță, mai multă trăire. Ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți doi de spade, dragi scorpioni? Aici aveți o persoană care trebuie să ia o decizie și nu prea știe ce să facă, nu să se împartă între dreapta și stânga. Poate e o persoană care nu prea comunică cu voi, o persoană mai depărtată fizic sau energetic față de voi și nu prea comunică, nu prea știe ce să aleagă, ba pe stânga, ba pe dreapta. E o persoană care trebuie să vadă foarte bine ce decizie ia. Vedeți aici o persoană parcă care nici măcar nu prea, nu prea vrea să audă. Posibil chiar să fie o comunicare mai lentă, unii scorpioni, posibil chiar să vă fie milă așa de cineva, anume că este niște mreje, că este niște dependență, că este niște probleme și e posibil chiar să faceți un gest frumos să-l ajutați sau să o ajutați. Bun dragii mei scorpioni, cam aceasta este citirea voastră generală. Eu acum voi lua tarotul țigănesc și o să iau la bani mărunți fiecare carte de aici sunt foarte curioasă cei cu acest nou început cei cinei cu diavolul cei cu diavolul aici la voi cine această persoană care nu comunică sau despre ce este vorba mai exact. Tare curioasă sunt de toate aceste aspecte, așa că dacă sunteți și voi, vă invit cu drag în partea a doua la extensii, găsiți extensiile în comunitate, e nevoie să vă alăturați, să fiți membri, dar v-am spus cu acel abonament aveți acces toată luna pentru toate zodiile, pentru toate filmările care apar și acelea bonus zilnice care sunt cu aceste trei opa, pietricele, poate mereu alegeți rozul, cine știe poate e bine să le vizionați, să aveți acces și la ele mai devreme. Și, dragii mei scorpioni, vă doresc o săptămână binecuvântată, cu lumină, pace și înțelepciune și sărbători cât mai frumoase să aveți.